Slavit să fie Domnul. Foarte mulți oameni din seara aceasta care stați aici, aveți o mare nevoie împreună cu mine. Avem nevoie să fim eliberați. Este o mare nevoie de eliberare. Dar dumneavoastră trebuie să știți că în seara asta este cineva printre noi care are putere de eliberare. Și cel mai mare specialist în eliberare se numește adevărul. Dumneavoastră îl căutați prin multe locuri, dar trebuie să știți că cel care e specialist în eliberare se numește adevărul. Așa spune Scriptura, zice, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. De aceea nu știu dacă predica din seara asta o să fie cea mai plăcută predică, dacă o să vă placă, dar conține adevărul. Și aveți o mare șansă împreună cu mine să fim eliberați în seara asta. De fapt, eu cred că toate scopul cu care sunt toate întâlnirile de săptămână aceasta este eliberarea noastră. Este pocăința noastră sau trezirea noastră. Da? Așa că în seara aceasta eu o să vorbesc despre un păcat. Și unii dintre noi ar trebui să ne pocăim de păcatul ăsta. Am zis să iau așa câte un păcat specific. Că prea vorbim la modul general despre păcate, și după aia omul nu înțelege ce-i păcatul. Am zis să iau așa un păcat cu mai multe ramuri, cu mai multe ramificații, care face ravage în toate bisericile, în toate comunitățile, în toate religiile, în toate confesiunile, poate și în casa dumneavoastră și în satul de unde vii, face ravage. E, păcatul acesta se numește judecata altora. El are niște ramificații foarte interesante. Bârfă, clevetire, vorbire de rău, o sândire altora sau condamnarea altora. Acum vreau să vă întreb de la început pe toți. Îi vreun dintre aici care nu bărfește? Ei vreun dintre dumneavoastră care nu clevetește? Care nu a vorbit de rău pe nimeni săptămâna trecută? E, atunci însemnează că pocăința e pentru toți. Amin. De -aia așa am lăs un păcat așa mai specific, vreau să vă spun, păcatul ăsta s-o lipi ca o lepră de noi și nici nu-l mai simțim. Nici nu-l băgăm în seamă. Numai dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cu păcatul ăsta pe noi nu putem vedea cerul. Am cântat mult despre cer, predicăm mult despre cer, dar dumneavoastră trebuie să știți, cu păcatul ăsta nu poți intra în cer. Și dacă ai lepra asta pe dumitale și s-o lipi tare și s-o mâncați suturile din interior și nici măcar nu mai simți păcatul ăsta, atunci, gândiți-vă dumneavoastră că vorbiți și franții despre lucruri materiale în seara asta. Gândiți-vă dumneavoastră în seara asta dacă vi s-ar promite, dacă ați, fi, dacă ați avea lepră dumneavoastră și vi s-ar promite o mașină performantă sau o casă luxoasă sau un cec cu 100 de de euro sau vindecarea de lepră. Ce ați alege? Păi n-ar trebui să stăruim în seara asta și să ne pocăim de păcatul ăsta care face ravagii E, dumneavoastră gândiți-vă la ce vă spun, e greu de găsit în vremuri ca acestea doi sau trei oameni, două, trei persoane care se întâlnesc una cu cealaltă și să nu vorbească de rău a treia persoană care nu-i prezentă. Deci aproape că e exact ca pe GPS când îți arată câteodată locația inexistentă. Aproape că nu există. De obicei când doi sau trei se adună sau se întâlnesc, de obicei vorbesc de o a treia persoană care nu este de față și vorbesc că a făcut ceva rău și nepotrivit. E dumneavoastră, trebuie să înțelegeți, nici tribunalele din lume nu au asemenea mediocritate. Gândiți-vă, dumneavoastră, la un tribunal din lume. Dacă vrea să judece un om, luni de zile sau ani de zile adună probe la dosar. Și în momentul când este judecat, ai dă voie inculpatului să fie de față. Păi, dumneavoastră vă puteți imagina. Deci, un tribunal lumesc, care n are nimic de a face cu Duhul, cu duhul lui Dumnezeu, care nu are nimic de a face cu biserica, care nu are nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu, adună probe la dosar luni și ani de zile, iar în momentul când este judecată, îi dă voie celui vinovat să fie prezent. Și uitați-vă la noi. Ce mediocritate putem avea în toate religiile, în tot creștinismul. Deci, nici nu avem toate probele la dosară. Nici nu-i persoana de față și începem și vorbim de rău. Și bârfim și clevetim, și condamnăm, și o sândim, și judecăm. Uh, Mi-a zis o persoană, după ce am avut predic asta, zice, frate Mihaiță, păi dacă, dacă e cum spui dumneatale, zice, noi duminică, când ne ducem acasă de la biserică, la prânz, nu mai avem ce face. Și ce să mai facem? Deci, dumneavoastră, înțelegeți, a ajuns o delectare o desfătare. Efectiv, nu mai simțim. Stăm la masă, mâncăm, bem apă minerală, bârfim, clevetim, judecăm tot ce s-a întâmplat la biserică. Deci, păi dacă nu mai facem nici asta, cu ce rămânem? Ascultați-mă, puneți în loc de asta rugăciune. Amin. Și vă spun eu că în într-un an de zile aveți, aveți trezire. Dar a ajuns o delectare, o desfătare. Acum, noi am avut la Marga un botez anul trecut, și doi dintre candidații la botez nu puteau să se lase de fumat. Și au fost sinceri. Și frate, nu ne putem lăsa. Noi am fost fumători de ăștia, am răit cu pachetele. Vrem să ne pocăim, vrem să ne pocăim, nu putem nici cum să ne lăsăm de țigări. Și atunci am zis către adunare, băi, ne adunăm la rugăciune. Am adunat săptămânal, la rugăciune, rugăciune, rugăciune și Domnul e eliberat. Dar le-am pus o întrebare la adunare. Și am zis, fraților, surorilor, vă rog frumos să-mi spuneți care din două păcate care vi le spun îi mai grav? Am în două sunt păcate. Dar care e mai grav? Fumatul sau bârfa? Care e mai grav? Spuneți dumneavoastră. Păi și cum se poate că dacă ar fi unul cu țigare aici, îl bacem cu joarda. Și dumneavoastră, unii ați intrat în seara asta, ați bârfit, ați clevetit, ați vorbit de rău, Ați o sândit, ați condamnat și stați liniștiți în biserică fără nicio problemă. Păi cum asta? Păi dumneavoastră gândiți-vă, fumatul este un păcat, dar îți face rău ție, îți distrugi trupul tău și familia ta nu mai are niște bănuți. Dar dumneavoastră puteți gândi, limba care bârfește, clevetește și vorbește de rău, este mai periculoasă decât iadul. De ce? Pentru că iadul îi arde numai pe răi. Dar limba care bărfește iar de și pe bun și pe Deci e mai periculoasă decât tot iadul, limba bărfitoare. Păi mă, oameni, dacă ăștia doi oameni nu-i primeam în biserică pentru că au fumat, sau dumneavoastră dacă ați, auz auzit că unul un pocăit fumează, ce ați face? Și-ar veni duminică la biserică. Păi am luat imediat măsuri, domne, așa ceva nu este posibil. Cum să fumez? Să mai vină și la ușa bisericii cu o țigare în buză. Păi chiar este sfidător. Dar cum se poate că nu ne dorim aceeași eliberare? Nu avem săptămânile de rugăciune, săptămânile de pocăință, săptămânile de stăruință în care să rugăm, Doamne, păi am ajuns mai rău decât fumătorii. Limba asta noastră arde tot. Și stăm pasivi cu păcatul ăsta pe noi, dar ascultați-mă, nu putem vedea cerul așa. Deci aceea, toți dintre dumneavoastră care în seara asta aveți o limbă care vorbește de rău, care bârfește, care clevetește, și eu am, vorbit, eu am venit în seara asta, în starea asta, de-aia și predic asta, să mă pocăiesc. Am o persoană care nu o înghit. Nu pot înghiți nici de uite, îmi stă în gât. Și zic, că anumit predic, predic, asta poate mai e vreunul ca mine. Să ne pocăim amândoi. Amen. Dar acum vreau să vă spun câteva lucruri despre judecata altora care are ramificațiile ramifica astea, trebuie să vă gândiți un lucru foarte important și interesant. Judecata altora arată într-un mod cert și clar că tu nu știi cine ești și te crezi Dumnezeu. Deci, efectiv, avem o brăznicie, nerușinarea să ne credem Dumnezeu. de vă spun că e un păcat grav. Pentru că am ajuns atât de nerușinați, am ajuns atât de obraznic, atâta aroganță și atâta mândrie că nu mai știi cine ești tu și te crezi Dumnezeu. Păi pune, pune-te rog versetele care le-am le avut în seara asta, dacă poți. Eu la versetul 11, Iacov 4 cu 11. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții fraților, cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii ce judecător. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii. Fiți atenți! Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Vreau să vă întreb. Are dintre dumneavoastră cineva putere să mântuiască? Păi cine credem? Vă că unul singur este judecătorul care are putere de mântuire. Și auzi ce e o întrebare care o pune în continuare. Dar tu cine ești? Cine ești de te crezi Dumnezeu? Adică numai Dumnezeu este în poziția asta în care poate judeca pe cineva pentru că poate mântui. Și îți pune o întrebare și asta e întrebarea acestei. Tu cine ești? Cine te crezi? De unde atâta nerușinare în casa lui Dumnezeu? Atâta obrăznicie să te pui pe scaun și să, să bărfești? Să te pui pe scaun și să vorbești de rău? De unde e aroganța asta? De unde e mândria asta? Știți de unde? Pentru că fără să ne dăm seama, ne credem Dumnezeu. Și Dumnezeu te întreabă, Ascultă-mă, o să pierzi meciul, pentru că eu sunt Dumnezeu. Tu, cine ești? Pune dacă poți, Roman 14 cu 4, e aceeași întrebare, sunt câteva versete care au aceleași întrebări. Roman 14 cu 4, e aceeași întrebare. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Observați, adică nu este robul tău l-a făcut Dumnezeu pe celălalt este robul lui și uluitor, omul care e făptura creată de Dumnezeu te baiși tu să judeci creația altuia. Păi asta e chiar nerușinare, chiar o brăznicie. Și Biblia întreabă, dar cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Ești tu stăpân pe vreun om? Poți tu să faci vreun om să stea în picioare? Poți să faci vreun om să, să fie mântuit tu pentru atunci, cine ești? Cine ești? E despre o brăznicie asta, despre nerușinarea asta care o avem în toate religiile, în toate confesiunile, în toate cultele de a ne crede Dumnezeu. Pune și versetul 10 aici, Roman 14 cu 10. De mai departe câteva versete. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sunt aceleași întrebări pe care le puneți Dumnezeu. Cine ești tu? De ce faci lucrul ăsta? Cine te crezi? Pune-te, rog, acum, dacă poți, Ioan 5 cu 22, o să avem câteva versete și mă ajut, dar e foarte important dacă sunt afișate, că eu vi le pot citi, dar așa, dacă le vedeți, e mult mai relevant pentru dumneavoastră. Ioan 5 cu 22. Fiți atenți ce scrie aici. Tatăl nici nu judecă pe nimeni. Dumneavoastră înțelegeți că noi judecăm pe cineva ce facem? Adică Dumnezeu Tatăl zice, eu nu judec pe nimeni, dar lasă că judec eu Mihăiță de la Marga și Cristi, de la Moșnița și Nelu de la lui. Nu asta puteți înțelege ce e nerușinare. Adică Dumnezeu s-a retras din asta, deși are putere să mântuiască. Zice, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata ți-o dat-o ție. Dar cui eu o Dumneavoastră deci trebuie să înțelegeți. Toată judecata, n-ai voie să te bagi la absolut niciun amănunt din judecată, pentru că toată judecata a dat-o Fiului. N-ați vrea în seara asta și noi să-i dăm judecata toată Fiului? Amen. Păi dacă Tatăl nu se bagă la judecată, păi cine sunt eu? N-aș vrea și eu să-i dau judecata lui? Pune, dacă poți, versetul 27. Tot aici, 5, 2, Ioan 5 cu 27. Același lucru și s-a dat putere să judece întrucât este fiul al omului. Dar de ce Domnul Iisus este singurul care poate judeca? 2 Timotei 4 cu 8. Există aici o noțiune foarte frumoasă ca să înțelegeți de ce noi nu putem judeca, dar poate judeca Fiul lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. De acum mă așteaptă cu luna neprihănire pe care mi-o va da în ziua aceea și acum fiți atenți. Domnul, judecătorul cel drept. De ce nu mai el are voie la judecată? Să judece. Pentru că el este singurul judecător drept. Tu nu ești drept în judecata ta. De aia nici nu ți-o dat o ție și trebuie să te retragi, să bați în retragere, că singurul care este judecătorul cel drept este Isus. Dar de ce? Pune în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. De ce este El singurul judecător drept? În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Și numai El are voie la judecata aceasta. Ia uziți. De aceea, și acum observați, să nu judecați, ziceți dumneavoastră mai departe. Dumneavoastră puteți înțelege. Să nu judecați nimic înainte de vreme. Dar când e vremea? Eu am zis, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Adică de ce el este judecătorul cel drept? Pentru că știe toată povestea. Tu nu poți să judești pe nimeni că nu știi toată povestea lui. Dumneatale nu știi toate luptele lui și nu cunoști toată povestea unui om. Ei, când va veni Domnul, Domnul va scoate la ivială toată povestea de la A la Z. Ei, omul e ca o carte. Dumneatale s-ar putea să-i cunoști o copertă sau o filă din interior. Și s-ar putea să deschidă cartea toată la fila aia. Dacă ți-a făcut ceva rău în viață, știți unde se deschide cartea la omul ăla. Tot la fila aia. Dar trebuie să știi că omul ăla are și lucruri bune, chiar dacă e în pușcărie. Tu nu știi toată povestea. La fel, dacă iubești pe cineva, tu știi numai fila cu lucru bun în carte, dar omul ăla are și lucruri rele. De aceea oamenii nu scriu biografii corecte. Știți ce înseamnă o biografie sau o autobiografie? Adică un om scrie despre un sfânt. Să știți că nici o biografie scrisă de e corectă. Pentru că de obicei eu dacă scriu o biografie despre fratele Petrică Găină. Ce credeți că scriu acum? Toate filele din carte care sunt bune. Dar omul ăsta a avut și lucrurile Și oricine, și dumneavoastră și eu. E singura biografie redată corect o are Biblia. Pentru că în momentul scrie istoria lui David, scrie și ca curvit. Vreau să vă întreb dumneavoastră, dacă scrie despre postor sau despre cineva, scrie și falimentele astea? Nu, numai așa, ca și e normal, noi scriem ca să, să, să atragem oamenii spre sfințenia în care au avut o ăla. Da? Dar ea nu e corectă. Noi avem și lucruri bune și lucruri rele. Ei, numai Dumnezeu cunoaște toată istoria unui om. Amin. Numai Dumnezeu cunoaște toată povestea cuiva. Numai Dumnezeu știe toate luptele, toate tainele, toate necazurile din viața unui om. Dumnezeu, știți cum am venit eu aici? Știți cum au venit oamenii ăștia să cânte aici? Știți necazurile lor? Știți problemele lor? Știți cu ce s-au luptat? Știți căderile lor, știți faliment, nu știți nimic. Nu asta vă uitați și vedeți câte o filă. O cânta frumos, el dat. Dar cu ce s-au bătute până aici, nu știe nimeni. Ia gândiți-vă dumneavoastră niște scene din Biblie. O femeie vine în templu și începe să-și muște, să-și miște buzele. Preotul stă și se uită la ea. Știți ce a zis? E beată. Și auzi, du-te acasă de te trezește. Vreau să vă întreb, era beata? Nu. 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 nu asta înțelegeți că de, putem, de, de ușor putem greși în judecată? Știți ce a zis femeia asta? Zice, nu mai multa mea durere. M-a făcut să arăt așa. Știi tu durerea din inima unei văduve? Din inima unui om singur care a venit în casa lui Dumnezeu? Du-te acasă! Trezește-te că ești beată. Nu știe toată istoria. Ia gândiți-vă dumneavoastră că pe marginea unui drum Iuda a văzut o femeie care a luat-o drept curvă. Vreau să vă întreb, era curvă? Cine era? s-a pripit. Nu știu toată povestea. Știți de ce era acolo? Avea o poveste a inimii. Ea nu era curvă. Noi trecem pe centură prin care zicem curvele. Dar cine ești tu? Tu știi de ce a ajuns femeia acolo? Ai fost tu la falimentele ei, la nopțile ei nedormite? Ai fost că n-avea de mâncare și n-avea bani cu să-și săpătească curentul? Cum de tu să spui, curva, cine ești tu? Cine ești tu? Ești tu Dumnezeu? Te crezi tu Dumnezeu? Vezi un bețivan în șanză și bețivanul. Știi tu to to toată povestea lui? Știu povestea unui frate care e acum în adunare și de mult, cu mulți ani în urmă, a avut un fel de vedenie vis noaptea și în visul ăsta, în vedenia asta, îi s-a arătat cel mai bețivan, era un tânăr, îi crescuse barba atât. Dormea prin șanțuri, nu se spălase de vreo doi ani, numai în birturi și în șansuri. Și el vede în vedenie în visul ăsta pe tânărul ăsta, bărbatul ăsta undeva la până în 30 de ani, cred că aproximativ 30 de ani, și în visul ăsta în vedenie era o voce care zicea mă iubești, îi zicea Dumnezeu. Și îi zicea, cum să nu te iubesc, Doamne? Și atunci el trebuie să fie fratele tău. Și asta e prea de tău, cum să fie fratele meu. Și persistă și a doua noapte la fel. Și se duce și îl caută în bir disperat și îl ia acasă și îi spune, auzi, tot ce vezi aici e și al tău. De astăzi încolo ești fratele meu. Știți ce a zis bețivanul ăla? Deci mi-am vândut tot de la casă. Nu mai avem nimic mai aveam în casă un nou testament. Mă duceam noaptea și stăteam pe pământ, că și-o și pondelele de la casă. Puneam nou testament, ziceam, Doamne, dacă mă iubești, trimite pe cineva să mă salveze. Știi tu toată povestea? Cine ești tu să te baci? Vezi o filă, vezi o imagine și te baci. Cine ești tu? Cum de întrăznim cu atâta nerușinare să ne apucăm de rugăciune, să mergem la liturghie, să ne închinăm lui Dumnezeu când noi ne credem Dumnezei. Cine ești tu? Am făcut odată o gafă în adunare. A venit unul anul trecut din Austria. A vrut el să boteze la noi. Am ascultat predici, m-am dus și eu odată acolo. Sau am fost de mai multe ori și a venit, el vrea să boteze la Marca. Și vine neamțul, e căsătorit cu o româncă vine să boteze la, la, Marga, era din Austria, dar avea un prieten din Germania, tot pocăit, care mai vorbea și știam și eu. Și m-am gândit să-i las și lui câteva minute să zică și neamțul, știi. Când mă pomeni, eu am intrat în biserică, nu era, nu era început, neamțul era cu un lampaș. Dădea, De băi, fii atent, ăsta îmi face vă trăznaia cu în biserică. Uite ăsta cu lampașul și eu venit în un neamț încă. Și mă duc la el, zic, ce -i? Ce pentru Bernard, care se botează. Eu când am auzit, zic, aici, în biserica asta, lumina e Biblia, atât! Pus capul în am ți dus felidarul la mașină. După aia mă întâlnesc cu nevasta lui în coridor, zic, vezi că, bă, Băi, zice, el a vrut să vorbească de cele 10 fecioare. Și nu știe românești, a vrut să arace candela. M-am făcut de rușire de birul lumii. O, nu bine să Eu, grozav, știi, legalist, apărătorul drepturilor omului în biserică. Nu! Aici e lumina în Scriptură. Da? Eu am avut dreptate. Dar nu știi toată povestea. Și dacă nu știi toată povestea, gafez. Ei, dumneavoastră puteți, înțelege. Noi nu suntem judecătorul cel drept. Și nu avem voie să judecăm nimic. Pentru că nu cunoaștem toată povestea cuiva. Și dacă nu cunoști toată cartea, numai El o cunoaște, când va veni El. Da? Pune înapoi la 1 Corinteni 4-5, când va veni El atunci va scoate toată povestea la iveală pe care n-a știut-o nimeni. Va scoate toate lucrurile ascunse în întuneric, le va scoate la lumină. Și mă mai face un lucru. Va descoperi gândurile inimilor, adică va descoperi motivațiile cu care am făcut fapta. Dumneavoastră, de exemplu, vedeți grupul Eldar și Mihaiță, dar nu știți motivația din spate. Dacă eu am motivație să fac bani din toată chestia asta, Știți dumneavoastră? Ei, vedeți, de nu, bă, e cel mai bun predicator de barga, nu se știe. S-ar putea să fie altul mai bun ca mine, care mai zmerit, care e mai umilit. Înțelegeți dumneavoastră? Nu știm motivația din spatele faptului. Gândiți-vă dumneavoastră că farisei, cărturarii și ăștia, știți de câte ori posteau pe săptămână? Știți că dădeau la templu? 10%. Știți de ce? De ce făceau rugăciuni lungi? De ce posteau? Ce era în spate? Ca să fie văzuți de oameni. Nu dați direct verdicte că nu știți. O venit un frate. Nu știți nimic ce poate să ascundă în spatele unei acțiuni de caritate, de predicare, de cântare, de orice de slujbă, de intenții bune, dar în spate s-ar putea stea motivația. Nu, Anana și Safira, cât ori da, da, cât ori dus. Noi am fi primit, fain. Dar nu mai era unul Petru care știa motivația. Așa, bă, cine vă pus să mințiți pe Duhul Sfânt, mă? Că Duhul Sfânt știe toată povestea, mă. Cu tot ogorul vostru, știe cu toată grădina în ce ați făcut. Cum v-ați permis să veniți nu știm toată povestea. Nu știu. Dumneavoastră știți că Saul le zice la ăștia lui, zice, spuneți lui David că eu, Saul, zic, vreau să fi generele meu. Ah, îți seama, să se spună regele, vreau să fi regele meu. Asta Dar ce se ascunde în spate? De ce voi De ce eu zis asta? Să-l trag într-o capcană, zice. Vezi, ca să cadă, să nu-l omoare el, să cadă în mâinile filistienilor. Deci sunt o grămadă de lucruri bune care se pot face cu motivații în spate care dumneavoastră nu le știți. S-ar putea unii dintre noi să slujim chiar pentru bani, pentru interese false, să devenim populari, să devenim celebri, să mergem nu știu unde, să facem nu știu ce. Dar Dumnezeu în spate știe toată povestea. Timp ce noi scriem în, zi, în dreptul unui mare teolog, Ravi Zaharaias, cel mai mare apologet al lumii. S-ar putea să nu știm toată povestea. Mihaița Danila, putea să nu știți toată povestea. de fiți foarte reținuți. Doamne, ai milă de noi. Aveți voie să judecați, la vremea potrivită. Știți când? Zice Scriptura, așa zicem. omul este rânduit să moară o singură dată și după aia ce vine? Dar uitați, zice, de-aia zice, să nu judecați nimic înainte de vreme. Când e vremea? După moarte. Noi suntem topădos. Toată viața, zice, bată Dumnezeu. După și moare, zice, Dumnezeu să-l iarce. Suntem topădos. Dumnezeu nu înțelegeți, după moarte va primi bătaie, gata. Toată viața Dumnezeu să le Deci, va fi o judecată. Vin unii și spun, păi, u, de ce-s războaie, de ce-s copii, de ce-s orfani, de ce-s văduve, de ce, ce au făcut Dumnezeu, de ce nu face dreptate judecată? Face, dumneavoastră, n-ați înțeles când va veni, vremea face judecată și o va face drept, pentru că e judecătorul cel drept. Va scoate toată povestea, dar asta e după moarte. Toată viața Dumnezeu stă pe scaunul de îndurare în Hristos. Și îți dă har. Și la tâlhar, ultimul ceas poate fi folosit pentru schimbarea situației. Dacă n-ar da toată viața har, atunci tâlharul nu mai putea fi mântuit. De aia toată viața e har. Toată viața e îndurare. Toată viața cât trăiești poți să te pocăiești. Toată viața cât trăiești poți să fii iertat. Știu că ochiul dumneatale e rău o zis cineva, zice, nu văzut cine să pocăiește. Și că le iartă Dumnezeu, a zis, Dumnezeu ăsta nu mi-l trebuie, care o iartă pe persoana respectivă. Nu-l vreau! Nu-l vreau! Cum să o iarte? La cât i-o făcut? Trebuie să înțelegeți, există iertare până la moarte. Există îndurare până la moarte. E, după moarte, Domnul Iisus se ridică de pe scaunul de har și de îndurare și se pune pe scaunul de judecător. Și atunci nu mai merge nimic, nici o pomană. Eu știu că dumneavoastră acum nu mai ziceți pomene, ziceți masă de dragoste. Vă apucă dragul că moare cineva de lucru mare. Domne, cum de nu v-a toată viața cât o trăi bunică ta? Nu ce-o apucat un drag. Că veneam și eu la o masă de dragoste. Domnule, după ce moare, ce apucă dragul de buna. Bă, nu mai fiți falși, bă. Spuneți, bă, e o masă că din rușine. Avem și noi orgolul nostru, fala noastră, vin... Și dacă vine de nu să bânșe, nu e nicio problemă, că vine de la Timișoara sau de la Hunedoara, nu contează. Dacă îmi văd toți pocăiță din sat, la o masă de dragoste, că moare unul mișu de rău, i-aș lua cu boata. Asta e de la Timișoara, de la Hunedoara, de la Mangalia. Dar tu, mă, păi te duci în grob mortul să mângi după aia. Duci acasă și plânge pe omul care o jălit. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, după moarte nu vă mai ajută nimic. Nici o pomană, nici un ban. Puteți să dați cât vreți, să faceți câte mese vreți, să dați haine, țoale pistoale, cărți de jucat, ce vreți să le puneți. Nu se mai pune nimic, el o ajuns la judecată și e gata cu el. Acolo va fi judecată. Dar până moare, noi să fim pe linia lui Dumnezeu. Doamne, dă-i har și la persoana asta. Doamne, iartă-o și pe asta, Doamne. Doamne, îndură-te și de asta. Noi zicem, nu! Să se facă dreptate! Vreau dreptate! Dumnezeu zice, după moarte. Și atunci scoatem toată povestea și o să zici tu însuși, ăsta e un Dumnezeu drept. Ia gândiți-vă la Lazar și la bogat. Păi dumneavoastră puteți înțelege că dacă urmăriți viața lor de pe pământ, nu-l poți înțelege pe, pe, Dumnezeu deloc. Adică cum? Unul bogat nu credea în Dumnezeu, nu s-a deșa probabil nici la biserică, nici la templu. Toată viața lui, nicio boală, numai prieten, frigiderul plin, n-are nicio problemă, toată viața. Un sărac credincios. rugăciunea toată ziua, prieteni câini, medicament saliva de la câini, frigiderul gol, stătea cu spatele la ușa lui ăsta, vreau să vă întreb unde a fost Dumnezeu toată viața? Așa o trăit toată viața săracum. Și ăla alt, tot așa toată viața în in, în haine importate și numai în lux și în confort. unde e Dumnezeu? Vreau să vă întreb, după moarte, dacă citiți pilda lor după moarte, au făcut Dumnezeu dreptate? nici judecătorul cel drept. Îl no. a striga. Hai să schimbăm situația! No. Nu se mai poate. Păi da' măcar frații mei, frații tăi au ce ai avut și tu toată viața, scripturile. Nu să învieze cineva din morți! Dacă nu vor crede scripturile, nu vor crede nici dacă înviază cineva din morți. Deci Dumnezeu chiar a făcut dreptate. Ăla s-a dus în flăcările iadului, iar săracul s-a dus în sânul lui. Ne să puteți înțelege, Dumnezeu face dreptate. Amin. de noi nu avem voie să judecăm până va veni vremea și atunci vei amuți pentru că vei vedea dreptatea lui Dumnezeu. binecuvântați să fie. Nu? Amin. Ei, trebuie să înțelegeți în seara asta. În momentul când judești pe alții, vorbești de rău, clevetești, bârfești, o sândești, dam trebuie să știi că nu știi cine ești și te crezi Dumnezeu. Dacă dumneatale vrei să continui așa, treaba dumneatale. Dar eu vreau să mă schimb, dumneavoastră, vreți? Vreți să ne pocăim? Al doilea lucru foarte important, care trebuie să înțelegeți în seara asta, este că în momentul când judești pe altul, tu nu te mai poți pocăi. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Un om care judecă pe altul, și vede păcatele altora și se ocupă de păcatele altora, nu le mai vede pe ale lui, nu se mai poate pucăi. Uitați-vă dumneavoastră la toate scazurile care dumneavoastră le vreți din Scripturi. Dar judecata altora arată într-un mod cert și clar că tu nu mai îți vezi starea și păcatele tale. De-aia te ocupi de păcatele altora. Uitați-vă în Scriptură la toate exemplele care le vreți, dar luăm câteva. Uitați-vă dumneavoastră, era un vameș. Ăsta se pocăia cum făcea? Fariseu, cum făcea? Putea să se pocăiască fariseu? Și eu nu sunt ca omul ăsta și l luat la interviu. Deci un om care se ocupă de altul nu se mai poate pocăi el. Dacă nu faci așa și faci așa, n-ai șanse de pocăință. Păi dumneavoastră chiar credeți că vameșul ăla care stătea în templu și l-a văzut pe fariseu nu avea nimic ce să spună de fariseu? <laughs> Chiar credeți că nu, nu știa nimic despre fariseu. Dar dacă el se pocăia și se bătea așa, nu se mai ocupa de altul. Ăla alalt care nu se pocăia, se ocupa de ăsta. Uitați-vă dumneavoastră la fiul risipitor când vine acasă. Fiul ăla era în casă, da? Fiul risipitor se ocupă de frate su Din casă. Zice ceva de el. Nimic, pentru că se pocăia. Nu mai sunt vrednic. Nu mai merit. Ăla alalt care nu se pocăia, Fiul tău, ți-o mâncat averea. Înțelegeți? Deci un om care se pocăiește nu se mai ocupă de păcate. Asta e semnul, asta e semaforul care ți arată. Dumneavoastră când vedeți un om că bârfește, crevetește, vorbește de rău, să știți că omul ăla nu se, po nu se pocăiește. De aia nu mai există lacrimi. Pentru că ne ocupăm de păcate de altora. Gândiți-vă la prostituata asta, care, aia care a fost adusă de, de farisei și cărturari. Ăia care nu se pocăiau, erau cu piatra. Dar eu dacă eram în locul lui femeia asta, când Domnul Iisus le-a scris probabil păcatul pe, pe țărână, și au plecat unul câte unul eu, mă ridicam, ziceam, Doamne, bine le-ai făcut. Doamne, că nu le-au spus de ei la ăștia, dar meritau o lecție de asta. Nimic. Nu, se ocup, nu te ocupi, nu te interesează. Pentru că e vorba de păcatele tale. Uitați-vă dumneavoastră ce însemnează maturitate spirituală. Uitați-vă că și în Biblie există oameni care au făcut ceva. Ia gândiți-vă dumneavoastră. Ce zice, de exemplu, despre Alexandru Căldăraru? Câte știți dumneavoastră despre Alexandru Căldăraru? Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult, dar pe mine mă interesează ce a făcut. Și rău a făcut. V-ar interesa detalii. Dar Biblia, apostolii, nu se interesați să dea detalii despre oameni. Mi-a făcut un rău, punct. Dar noi am băi, dar ce o făcut rău? Care e lucru rău? Ce dima din dragoste din lume? Dar eu vreau mai multe detalii. Ce au făcut în lume? Au băut, au fumat o țigară, au la discotecă, jucat pe calculator noaptea. Ce au făcut? Păi na, dacă eu aș veni aici să anunț, fratele cutare, tare, din dragoste pentru lume, ne-a părăsit. Și nu să vă duceți acasă. Ce faceți? Bă, dar și o plecat în lume, mă. Și vine unul cu o idee. A. Acum am dau eu seama. Când l-am văzut eu prin Caransebeș, imediat vine filiera. După aia să leagă altul și altul și alta. Nu. Ce dima din dragoste într o lume ne-a părăsit. Punct. Veneam odată de la oțelul, în la margă la biserică. Și pădeam în sus, cu mușcă, către Marga, Mergeam cu mașina și o, o fată venea, fugea disperată spre... în, în jos. Și făcea cu mâna. Când am oprit, s-a aruncat în mașină. Unul fugea după ea. Eu l-am cunoscut pe bărbatul ăsta, pe ea n-am cunoscut-o. Zic, ce vrei, mă? Păi că nu știu, că asta în spate, domnule, am, am sărit pe geam, am vrut să mă violez, am fost la un chef, am fugit de el. Zic, da, dar eu merg la biserică, merg și eu. <laughs> nu s-o mai da jos din mașină. M-am dus la biserică, s-o pus pe ultima bancă. După aia am plecat, am dus-o de unde era ea. Am spus lucrul asta la biserică. Un frate vine la mine să -mi să mi spui și nu a fost. Și nu a fost persoana. Deci nouă ne trebuie detalii. Că asta e de-aia dumneavoastră trebuie să zice bârfule, zice, ca ca niște prăjituri, sunt niște delicatese. Nu lăsăm... Dumneavoastră știți cât e de greu să, să nu mânci dulce. Există ca un drog. E tot așa, e și bârfa asta, e o delicatese. Nu mai poți să te lași de ea. Dom'le, cine, cum? Ce diotref căruia îi place să aibă? Dar n-ați vrea să știți cum s-o bătut pe la comitet, cum o fost la comunitate, cum o vrut să aibă întâietate. S-o bătut cu comitetul, cu păstorul, o dat jos, ce a făcut? Nimic de ta. E firea întotdeauna interesată de asta. Doamne, ai milă de noi. Amen. De aceea, dragilor, trebuie să înțelegeți. În momentul când judești pe cineva, tu nu știi cine ești și te crezi drept Dumnezeu. În al doilea rând, în momentul când judești pe cineva, tu nu te mai ocupi de păcatele tale, ci de păcatele altora și nu te mai păcăiești. Eu vă spun că cea mai mare cauză pentru care oamenii nu se pocăiesc încă în biserică, e asta. Ne ocupăm de păcatele altora. Fratele Petrică gâine conduce slujbe la mărul și la un moment dat a venit unul, îl cunoșteam și de vreo 2 ani pocăi. Zice fratele Petrică, mă zici și tu cum te-ai pocăit. Și el se ridică, Zice, Când am intrat prima dată la pocăiți în biserică, acum 2 ani, am văzut pe toți sfinți. Dar zice, acum după 2 ani m-am dat seama că nu e așa. Și bine că n-am văzut atunci acum văd acum că nu mă pocăiam niciodată. Dar unul trage de haină. Stai mă jos mă, că acum nu vezi bine. Atunci ai văzut. Acum zice, nu vezi bine. Atunci ai văzut bine. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. De ce prima dată când a intrat în biserică, la pocăiți au văzut pe toți ființi? Păi dumneavoastră n-ați zis când vii din lume, din păcate grosolane, și te dui la pocăiți, cel puțin așa era mentalitatea pe vremea mea băi, pe mine să mă pun undeva să stau în spate sau undeva, că pică tavanul pe mine la căceam. Pentru că te vezi pe tine păcătos. băi, ce frumos o cânta grupul ăsta. Ia uite ce fete frumoase. Parcă niște niște îngerași la biserică, niște copii. Păi eu merit aici, așa, pe mine... E, dar trece o lună, două, trece. Azi că știu eu și pe -nielul. Știu eu și pe ăștia care cânte Am văzut prin Timișoara și prin Moșnița. Și încep să găsești păcatele lor. Și după doi ani de zile, nu mai vezi păcatele tale. Ascultați-mă, dragilor. Merg și eu destul de mult. Rar. Dar eu nu țin minte să mă fi dus undeva la o familie să mă cazeze și cineva de acolo din familie zice zică, frate Mihaița, v-am luat la noi ca să știți că biserica nu merge bine din cauza noastră te faliment. te meșec în biserica asta. Unde ce duci? Toți știu cine-i vina din cauza căruia nu merge biserica, dar nu-ți ei. Și nu te mai poți bucăi. Ești capabil să dea bani, să te cheme nu știu pe unde, dar n-au de gând să păcălească. N-au de gând să bucăiesc. Până, băi, eu sunt vina. Din cauza mea. Vreau să vă întreb. De ce nu se pocăiesc oamenii la turnul rând? Din cauza cui? Nu a noastră. A mea. Ei, când va fi îndreptat degetul spre tine și pumnul, așa, se va întâmpla ceva. Doamne, ai mire de noi. Amin. Vreau să închei în al treilea rând. Judecata altora arată într-un mod cert și clar că nu iubești. Pune, te rog, Ioan 3 cu 16 și cu 17 să încheiem cu versetele astea frumoase. Judecata altora arată într-un mod cert și clar că nu iubești persoana pe care o bărfezi sau vorbești de rău. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu, că a dat pe Fiul Său. Dar fiți atenți cu 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să... Deci nu să puteți să... Nici măcar Fiul. Și nu l-a trimis ca să judece lumea acum, ci ca lumea să fie salvată prin el. Deci, oameni buni, când iubești pe cineva, nu vorbești de rău, nu bârfești, nu clevetești, nu condamni, nu o nu judeci, ci cauți o soluție Amen. pentru omul ăla. Dumneavoastră puteți înțelege că atunci când Adam și Eva nu au fost mulțumiți cu ce au avut în grădina Edenului, istoria Dumnezeu putea să o încheie. Dar Dumnezeu s-a mai dus odată în grădina și zis, unde ești, Adame? putea să pună punct, să nu mai pună întrebarea asta în dreptul tău în seara asta. Dar are soluții. Că dacă ar fi vrut să judece, nu se mai derula nimic. Dacă nu mai voia întrebarea asta să-ți o pună, unde ești, Mihăiță, unde ești, Ioane, în seara asta? Putea să nu mai spună întrebarea asta și să pună punct la istoria vieții tale. Dar te-a mai întrebat încă o dată pentru că nu renunță la tine, Amin. nu te-a lepădat, nu te-a trântit la pământ, ci a venit să te mântuiască. Amin. Asta e iubire, să cauți o soluție ca să salvezi omul. Nu să-l bărfești, nu să-l clevetești, nu să-l vorbești de rău. Iubire însemnează salvare. Să faci tot ce poți ca să salvezi persoana respectivă. Asta e dragoste. Hristos a venit și noi trăim prin ce a făcut Hristos. Putea să ne judece, dar n-a făcut-o. O va face după moarte dacă nu înțelegi iubirea lui Dumnezeu. De aceea, iubire însemnează soluții de salvare. Dumnezeu are pentru tine dacă altcineva este unde este sau a ajuns acolo, nu vor fi nu cleveti, nu vorbi de rău, nu judeca. Spune despre salvare. Spune despre Hristos. Mai există șanse pentru tine. Haideți să ne ridicăm, să facem o rugăciune.